Aducem în atenția dumneavoastră viețile împlinite ale femeilor cu dizabilități, care reușesc să aducă plus valoare în orice domeniu aleg să activeze. Vă invităm alături de noi să vă convingeți că ele pot fi soții, mame fericite, femei de carieră, lidere de opinii, antreprenoare de succes. Tot timpul avem flăcăi sau băieți sau prieteni. Deci nu duceați lipsă de cavaler. Nu. Noi, femeile, să fim iubite, necătând că de dimineață, după masă, dar este soarta fiecărui. Am suferit foarte mult. Eu tot timpul trebuie să lucrez ca dânsul să nu regret că s-o căsătorit cu mine. Eu chiar dacă eram și bătută, dar nu știu de ce era momentul cele atunci, chiar erau rușini să spui. Femeie inspirație, președintă de ONG, femeie extrem de activă la nivel de comunitate, doamna consilieră din satul Găuzeni și Oldănești, doamna Elena Cernei. Mă bucur foarte mult că ați acceptat astăzi invitația mea să avem această discuție despre mai multe lucruri. Aș vrea foarte mult ca oamenii să afle istoria dumneavoastră de viață, pentru că ceea ce m-a fascinat despre dumneavoastră a fost faptul că, deși aveți doar studii medii profesionale, oamenii vă caută pentru a rezolva problemele pe care le au. Oamenii chiar vă oferă încrederea și vin la dumneavoastră după ajutor. Oameni foarte mulți, oameni din satul dumneavoastră de Baștină și în satul în care sunteți consilieră și din alte sate și din alte părți. Acest lucru mi se pare foarte relevant și grăitor. Mulțumesc foarte frumos, Olga, pentru comparație și pentru prezentarea făcută. Practic mi-au dat lacrimile, dar vă sunt atât de recunoscătoare că sunt aici și într-adevăr, cum ați spus, nu am atât de multe studii, dar cum mi-au spus-o alte persoane că am școala vieții la care eu muncesc zilnic și mă dedic societății, de acolo de unde am eu atâta satisfacție sufletească și totodată mă face și să-mi trăiesc viața frumos. Vă mulțumesc pentru efortul pe care îl faceți la nivel local. Într-adevăr, aveți și proiecte de infrastructură, aveți și proiecte de voluntari, aveți și proiecte la nivel de ONG, aveți un ONG fondat acolo la nivel local, sunteți și consilieră locală. Care e proiectul realizat sau pe care îl realizați, de care sunteți cel mai mult mândră? Sunt mândră de toate lucrurile care le fac eu în localitate, dar cel mai mult proiectul cu voluntarii, din motiv că ne aducem aportul și suntem în educația tinerii generații, anume în domeniul mediului. Că mediul este sănătate și este benefic și este foarte important ca noi să depunem eforturi, să demonstrăm, să facem lucruri care ne aduc o viață bună, ne aduc lucruri care noi avem necesitate de ele, ca să fim împreună, de colaborare, de parteneriat, de implicare în primul rând. Nu toată lumea este motivată să se implice, să participe, să facă ceva pentru oameni. Ce credeți că le motivează pe femeile din comunități, în special de la nivel local? Eu cred că și știu că le motivează atitudinea de implicare în localitate, cum este propriul meu exemplu. Când dădeam seama că dacă eu sunt o persoană cu dizabilitate, eu trebuie să fac ceva pentru alte persoane cu dizabilități. Absolut, ca să-i implic sau să-i ajut pe dânșii, îndeoseb persoanele care se confruntau cu mai multe probleme de sănătate și de aceea aveam deja o legătură cu diferite organizații care distribuiam strictul necesar pentru persoane cu dizabilități. Dar eram bucurător faptul deja
pe parcurs că eram recomandată altor organizații și pentru mine era foarte plăcut că eu sunt recomandată din motivul că lucram sincer. Aici la filmări, când v-am invitat, v-am sugerat să luați cu dumneavoastră un obiect care este reprezentativ în viața dumneavoastră sau pentru dumneavoastră ca persoană. Povestiți-ne, vă rog, ce ați adus, ce este și ce înseamnă pentru dumneavoastră. Eu am adus o inimioară care este de mult timp la mine. Inima este simbolul bunătății. Pentru mine, a fi bun este cea mai de calitate valoare, din motiv că în momentul când tu ești bun, deja dai dovadă, vezi și oamenii din preajmă, te implici să-i ajuți. Adică e un lucru foarte important pentru societate, a fi cu inima bună. Este un cadou de foarte mult timp. A fost instalat chiar în mașina care am procurat-o ani în urmă, de asemenea fiind roșie. Și adică este un obiect elementar care mă reprezintă, care eu sunt acea persoană care permanent tuturor spun că trebuie să fii mai bun. În momentul când ești mai bun și viața este mai frumoasă. Această căldură a inimii v-a marcat într-adevăr și v-a format. Se vede că vorbiți din adâncul ființei dumneavoastră. Și aș vrea să mergem un pic acolo unde această ființă atât de specială s-a format. Să vorbim un pic despre copilăria dumneavoastră. Cum vă amintiți copilăria dumneavoastră? Mi-aduc aminte ziua când am fost la școală cu regret unei. În urma acelei zile am devenit persoană cu dizabilitate, dar a fost să fie. Pe timpuri erau amplasate pe teritoriul școlii acele paralele pentru educația fizică, unde elevii de clasele mai mari se dezvoltau, se antrenau, aș putea spune. Dar noi fiind mai mici, clar că ne duceam și ne zbenguiam și noi pe acolo. Și ne-am urcat toate fetele din clasă pe cele paralele. O fetiță a venit cu ideea să facem acel podișor, mostic de cândva, cum se spunea. Și am făcut toate și eu, din ironia sorții sau din neatenție, sau am căzut. Am căzut în cap și m-am ales cu o fractură mare la cap. Dar cu părere de rău, pe parcurs am fost internată la spital. Cu regret, la acel moment, nu s-a atras atenția la coloana vertebrală. Absolut. Nu pot să învinovățesc absolut pe nimeni. Și brusc a avut loc deformarea coloanei vertebrale. Cu părere de rău, am devenit persoană cu dizabilități. Mama mea îndată a luat atitudine. Am fost internat prin spital, am fost chiar și peste hotare. Dar asta a fost să fie. Am suferit foarte mult, dar... Da, a fost o provocare foarte mare pentru întreaga familie, probabil, și a rezultat într-o scolioză, da, destul de mare. Da. Dar eu mă gândesc acum la acea fetiță de 9 ani, care erați dumneavoastră atunci. Dacă ați putea să vorbiți cu ea acum, Elena Cernei, care este astăzi, care sunteți acum, ce i-ați spune fetiței de 9 anișori? Atunci când eram la spital, poate nu conștientizam eu niște lucruri, dar mi s-a întipărit în cap foarte mult un moment din viața mea, atunci când medicul Vladimir Opincă i-a transmis mamei mele că fetița va fi invalidă. Și mi-aduc aminte de mama mea că foarte tare plângea atât de tare, s-a lipit de un perete și plângea, dar eu nu conștientizam și cuvântul ăsta, ce înseamnă cuvântul ăsta să o doară pe dânsa atât de tare și atât să plângă. Eu chiar nu,
Dar pe parcurs cu părerii de rău, din ce creșteam, îmi dădeam seama că deja auzeam acel cuvânt care se referea la mine. Și eu sufeream. Da, am primit acele replici urâte, grele, suferinde. Dureroasă. Da, foarte dureroasă. Le-am primit că mi se spunea în față că tu ești așa, tu trebuie să stai undeva unde să nu te vadă nimeni. Da, am avut. Ați știut vreodată, fiind mică, la ce veți ajunge? Să fiți o lideră care să fie vânată de către jurnaliști, de către oameni și să vină oamenii în satul dumneavoastră și să spui: Doamna Elena, vă rugăm să candidați în satul nostru. Dar și în satul nostru tot vă rugăm să candidați. Nu puteam atunci să mă gândesc, dar pe parcurs din viața care o duceam și care lumea vinea și îmi spunea niște lucruri care mă dureau, îmi dădeam seama că trebuie să fac altceva, trebuie să fac niște lucruri. Și de motiv că creșteam și vedeam că deja nu sunt ca toți, mă gândeam că trebuie să fac niște lucruri și au apărut în viața mea visele. Am rămas totuși cu niște regrete în urmă că nu am făcut studii superioare. Poate că mă gândesc că dacă avem acelea studii, poate era altfel. Dar aveți tot timpul. Da, desigur. Primul pas al meu a fost ca să ajut oamenii și din motiv că doream să ajut oamenii, îmi dădeam seama că trebuie să învăț niște lucruri care nu le cunoșteam. Din start, când am fost la prima instruire, mi-aduc aminte că eram tare retrasă, modestă, și când am avut ocazia să văd niște persoane cu dizabilități care spuneau, care vorbeau, care aduceau niște afirmații, niște wow, dar oare și eu îți pot dumneavoastră, ceva? Dumneavoastră spuneți acum și mie nu-mi vine a crede. Sincer vă spun. Dumneavoastră erați retras. Sincer. Doream ca să fac, adică să fac niște lucruri care să știu eu utilă societății. Uh-huh. Am devenit Moș Crăciun al localității, anume din motivul de dorință de a schimba niște lucruri. Unul din visele fetelor, femeilor, este iubirea, este dragostea. Și știu că prima dumneavoastră căsătorie a fost una din dragoste, din mare iubire, o poveste foarte romantică. Spuneți-ne cum a fost, cum ați ajuns să fiți, să aveți o familie frumoasă pe care o aveați, cel puțin în primă fază. Corect ați spus că, într-adevăr, fiecare fată, fiecare domnișoară dorește să aibă alături o persoană care să fie acceptată așa cum este, să aibă, să simtă dragostea, să simtă aprecierea. Și asta nu are legătură cu dizabilitatea, da, de fapt. Da. Adică toate fetele la fel își doresc. Toate și... Da, eu spun că am avut, fiind adolescentă, am avut acele remușcări, am avut suferințe. Dar mai avem un lucru în plus, că dansam bine. Și anume din motivul că dansam bine, avem foarte mulți. Dacă o spun acum, eu chiar o spun sincer că nu avem timp. Când vedeam că dansează fete cu fete, pentru mine așa era straniu. Nu știu că se dansează fată și băiat. Așa. Adică și eram persoana care tot timpul avem flăcăi sau băieți sau prieteni, deci care nu duceați dansam lipsă de cavalier. Nu. Eu fiind și o persoană de felul meu, adică mai umoristică, mai hazlie, mai, care totdeauna toți doreau ca eu să fiu alături, care să spun diferite bancuri. Deci adică nu duceați lipsă de cavalieri, de băieți în jurul dumneavoastră. Cum a reușit soțul dumneavoastră să vă convingă până la urmă? Pentru că știu că este o poveste aici
aici, foarte interesant. Foarte corect. Cu tatăl copiilor mei am făcut cunoștință la o nuntă din localitate, unde dânsul era vornicel de frunte. Eu eram o simplă, adică o invitată, unde din nou jocul ne-a jucat fiesta. Era tare elegant, o spun cu toate. A fost cu atitudine foarte respectuos. Și v-a convins până la urmă. Păi da, dar să vedeți cum era că eu îi spuneam, îi propuneam prietenile mele, din motiv că, sincer, îi spuneam că, păi, uite, tu ești pentru mine prea înalt, eu sunt prea joasă, am o problemă de sănătate, nu vreau ca să sufer pe viitor, adică îmi găseam eu niște scuze, niște lucruri care nu erau benefice, dar nu conștientizam. Până într-un moment, dânsul mi-a spus, eu pe tine te iubesc și mai mult nu vreau pe nimeni, sincer. Și în momentul ăla când a fost, da, sincer, când a fost momentul ăla, eu mi-am dat seama că nu este cazul să fac niște lucruri care să dirijez pe altcineva, adică să-l impun din niște lucruri. Și după ne-am căsătorit, avem doi copii frumoși, o familie frumoasă și de fapt în armonie ați trăit o vreme. Da, și o totuși perioadă. Când au început semnele de violență, da? Da, cu regret. Și pentru mine chiar este un mister. Cum e să te simți amenințată? Că ai putea fi agresată practic în orice clipă. Ce trăiești în momentul ăsta? Da, o să-mi permiteți, vă rog, sunt puțin în detalii din motiv că să spun lucrurile așa cum sunt, că căsătoria care am avut-o noi a fost foarte, foarte frumoasă și fericită. Dar cu părere de rău, plecat-o peste hotare și a pus amprenta și asupra familiei mele. Din motiv că eu, căsătorindu-mă cu un bărbat sănătos, am avut niște, în interiorul meu, niște lucruri care nu trebuia să le am, dar nu știam că o să vin așa timpuri. Adică, soțul meu a plecat peste hotare după nuntă, după o perioadă, după nuntă. Eu am rămas acasă, dar am rămas cu părinții mei și am muncit foarte mult, adică având vite, porci, gospodărie, pământ, cai, eu am muncit foarte mult. Și tot timpul în mine era stereotipul ăsta, sau eram sunat că eu tot timpul trebuie să lucrez ca dânsul să nu regrete că s-o căsătorit cu mine. Cu părere de rău, datorită muncii mele și boala mea s-a agravat. Adică, muncă fizică grea, care e prea grea pentru corect, dumneavoastră. Corect, foarte, foarte mult, adică am muncit. În fine, cu părere de rău au fost multe momente nu atât de plăcute. Eu chiar dacă eram și bătută, dar nu știu de ce era momentul cele atunci, chiar erau rușini să spui, adică și ai tu în familie, nu trebuie să știi nimeni. Chiar erau momente neplăcute, dar au trecut toate, nu se merită să le revășesc. Deci au fost momente când a fost violent și asta până la urmă v-a despărțit, până la urmă ați luat o decizie să vă despărțiți, să nu mai fiți împreună, pentru că era și periculos. Astăzi aveți ocazia să spuneți câteva cuvinte, să veniți cu un mesaj către multele femei care poate trec prin experiențe similare, doar pentru a le spune și lor ceva din experiența pe care ați trăit-o. Ce le-ați spune femeilor care poate, cum ați spus dumneavoastră, li rușine să spui? Ori tac, ori să tem să plece. Ce le-ați spune lor? Eu chiar aș veni cu un demn către toate femeile care se confruntă la moment, la ziua de azi, cu violența în familie, cu neînțelegeri, cu familii toxice, căsnicii toxice, nu se merte. Elementar, dacă eu am putut să trec peste acele momente, nu atât de plăcute, dar am trecut. Au fost momente care
nu-mi dădeam seama cum o să mă descurc. Absolut, că mă gândeam că eu singur, fără soț, cu doi copii, Doamne, ce o să fac? Mulțumesc Dumnezeu că astăzi este așa cum este. Să merită. V-ați descurcat, ați reușit. Da, corect. M-am descurcat din motiv că am luat viața mea personală, m-am uitat din alt unghi. Mi-am dat seama că eu sunt stăpână pe propria mea viață și nu este nevoie ca să fie cineva lângă tine să te înjosească, să te umilească din motiv, mai ales când doi parteneri de viață nu au aceleași interesuri sau nu sunt atât de mult înțeleși reciproc, din motiv că eu doream să fac niște lucruri și dacă nu era pe placul cuiva, nu trebuia să fac. Eu plecam la Chișinău la instruiri, eu vinem și au fost momente când eram și bătută. Da. Eu vă reproșa foarte mult. Plecați, foarte, că mergi, foarte, că vă foarte instruiți, mult. Că mergi păi undeva. Da, păi da, dar nu se merită din motiv că fiecare persoană trebuie să se dezvolte acolo unde, în domeniu, acolo unde se vede, unde se regăsește. Și instruirile la care plecam eu și acolo mă ducem și vedeam persoane tot cu dizabilități, eu eram elementar în altă lume. Eu acolo mă simțeam atât de plăcut, cu toate că știam că dacă mă întorc acasă o să fie probleme, dar deja eram pregătită. Fie ce nu fie, eu trebuie să mă duc la instruiri. Ați avut totuși puterea să ieșiți din această relație și știu că astăzi sunteți tot într-o relație. Așa știu, așa mi-a zis la ureche cineva. Care este cel mai important lucru într-o relație pentru dumneavoastră astăzi? Care e baza relației? După Elena Cernei, evident. Corect, ați spus, într-adevăr, după o perioadă în jur de vreo 5 ani, am hotărât și eu să-mi refac viața, dar cel mai mult asupra acestui fapt au fost copiii. E foarte mult au dorit ca eu să mă recăsătoresc. Din motiv că spuneau că, mamă, mata ai nevoie de o persoană să te susțină. Și mă bucur. Și dacă cineva spunea că dacă nu este dimineața, după masă nu aștepta, nu e adevărat. Nu e adevărat. O spun cu... Frază frumoasă. Da. O spun cu toată încrederea că se merită noi, femeile, să fim iubite. Necătând că de dimineață, după masă, dar este soarta fiecărui. Da, sunt într-o relație, sunt cu un bărbat care elementar mă înțelege, elementar mă susține. Momentul când eram în localitate, făceam activități de voluntariat, când am făcut cunoștință cu dumnealui și am început căsătoria, îi spun, eu mă duc, am activități de voluntariat. Și zic, dar cum? Fără de mine? Da. Și dumnealui a luat o greblă și ne-am dus și am făcut activități. Toată lumea în localitate așa se uitau sceptici. Cum așa? Soțul lui Elena e la activități? Da. Nu sunt probleme. Mereu am fost și susținută, și înțeleasă, și apreciată ca dânsul să-mi spună că du-te, că eu cu tine mă mândresc. Foarte multă lume, din câte aud eu, fiind și eu o persoană cu dizabilități, cunoscând din interior situația în această comunitate, foarte multă lume are preconcepția precum că persoanele cu dizabilități nu au viață intimă, nu au... Dar eu văd cum zâmbiți dumneavoastră la faza asta. Deci ceea ce povestiți dumneavoastră, de fapt, demonstrează total contrariu, da? Pentru mine, în momentul când am devenit eu mamă, pentru mine a fost cel mai lucru, cel mai frumos de pe lume, adică, dar fiind responsabilă de viața copilului, absolut duceam cont de toate însărcinările medicilor. Pentru mine era cel mai important moment ca copilul meu să se nască sănătos și din start am fost pentru ca eu să fiu, am intervenția chirurgicală și a fost. Dar m-a bucurat faptul că doamna care m-a patronat
a fost foarte responsabilă și când am dat viață copilului meu, Vlad, s-a născut de 4,250 kg. Copil gigant. Voinic? Destul de voinic. Și la momentul dat, medicul, doamna Leșanu, a venit cu replica. Elena, foarte bravo că ai venit înainte de timp. Că dacă nu veneai la timp, îți garantez că din doi, unul nu era. Vă dați seama cât valoare a fost momentul că eu am conștientizat că am o problemă de sănătate. Și dacă vreau să fiu mamă, eu trebuie să fac absolut totul ce mi indică medicii. Este extrem de bucurător pentru mine să aud asta. Uite că se poate și altfel. Se poate și cu inimă. Se poate să-ți faci meseria așa ca să arăți că-ți pasă. M-ați povestit din asta despre doamna doctor, care v-a susținut, v-a încurajat, v-a spus foarte bine că ai venit și ai făcut la timp. Și se poate și altfel. Se poate corect, se poate cald, se poate cu suflet. Desigur că se poate. Din motiv că dacă nu se putea, eu peste un an și 11 luni nu mă aflam din nou acolo unde m-am aflat prima dată. Adică din nou la maternitate. Ca să dau viața unei fetițe, Ana Maria, cu greutatea de 4,450 kg. Copii giganți. Așa erau scris în cărțile medicale a lor din localitatea noastră de la Găuzeni. Și tot acolo ați mers? Tot acolo am mers. Dar e îmbucurător faptul că când au venit la nivel de republică organizații internaționale să vadă viața persoanelor cu dizabilități, îndeosebi părinților, mamelor, au fost în vizită și la Găuzeni. Au fost la Găuzeni și m-au vizitat. Și au rămas plăcut surprinși de o persoană, adică cu dizabilitate, dar cu așa copii sănătoși, perfect sănătoși și atât de... care mi-au dat un imbold, mi-au dat atâta curaj, atâta valoare, s-au făcut poze cu mine, adică ca dumnealor să demonstreze că în Moldova, adică sunt persoane cu dizabilități. Care au copii sănătoși. Perfect. Perfect sănătoși. Dar este îmbucurător faptul că și astăzi, deja după atâția ani de viață, eu mă întâlnesc cu acei medici din raion. Dacă sunt la nivel de raion, ne cunoaștem. Și acele surori medicale. Este atât o plăcere când și azi eu vin cu un mesaj de recunoștință pentru atitudinea dumnealor de atunci, pentru grija, pentru tot lucrul care se făcea și se mai face. Sunt convinsă că se mai face lucru de omenie, de bunătate, de atitudine în maternități. Și vin cu un demn către fetele, femeile cu dizabilități, să nu rateze șansa de a deveni mame, că este un lucru extraordinar, extra, care se merită. Chiar dacă eu am avut cezăreană, acele dureri pentru mine nu erau dureri, erau fizic durerile, dar spiritual eu eram și sunt și astăzi foarte fericită. Și dacă aș întoarce timpul înapoi, chiar nu aș schimba nimica. Că viața îmi dă numai lucruri frumoase, numai experiență frumoasă, provocările. Eu, a fost o provocare a vieții și eu sunt mândră de provocările care le am. Și v-au format, v-au făcut ceea ce sunteți dumneavoastră azi. Și eu văd că aveți o familie frumoasă și v-ați bucurat și ați exercitat din plin rolul acesta de mamă, de cap de familie, de mamă pentru copii. Dar dumneavoastră mai aveți un rol care e foarte reprezentativ pentru dumneavoastră astăzi, cel de consilieră, de reprezentantă a oamenilor la nivel local. Și o întrebare pe care o aud deseori de la multă lume care are dubii, se îndoiește să facă, să nu facă. E adevărat că
o carieră politică sau activitatea politică, implicarea comunitară știrbește din maternitate, te fură de la copii, cum zic moldovenii la noi, e cere sacrificii pentru tine ca mamă sau ca bunică? Nu, nu aș zice că o viață în politică, adică este nevoie de niște sacrificii, este nevoie de responsabilitate, este nevoie de transparență. Se spune că politica e murdară. N-aș spune eu că e murdară, aș spune că oamenii așa doresc să o facă. Și da, corect, sunt consilieră locală, dar am devenit consilieră locală în urma momentului când eu mă implic în localitate tot pentru oameni. Și oamenii văd în mine un om care am putere de a le rezolva niște probleme. Și pentru mine a fost foarte plăcut, surprinsă, când toată localitatea îmi spuneau să candidez în calitate de primar a localității. Un vis pentru toți consilierii noștri locali și municipali, cred. Să meargă după tine lumea și să zică, dar candidați, vă rog, reprezentați-ne, vă rog, pe noi, că noi vă promovăm și vă votăm. Sincer să vă spun, nu sunt persoana care alerg după funcții înalte, după bani, după nu știu de ce, dar nu mă văd eu în calitate de primară. Cum? Adică eu responsabilitățile le înțeleg, dar mă bucur faptul că oamenii permanent vin cu ideea și cu susținerea, că dar știm precis ca să faceți față, dar știm că să... Pentru că ați reușit să realizați lucruri, pentru că au văzut rezultate, probabil. De asta zice lumea că o să puteți, pentru că a văzut că puteți. Cum credeți dumneavoastră, este vreo deosebire între felul cum abordează problemele la nivel de comunitate un bărbat, lider bărbat, și o lideră doamnă, o lideră femeie? Este o deosebire în felul cum conduce oamenii, cum rezolvă problemele? Da, pot să spun, nu aș vrea să jignesc pe nimeni, dar totuși noi, femeile, ducem lucrurile altfel. Aș spune, poate că suntem mai sufletiste, poate că suntem și cu mai multă atitudine. Femeile, vă spun, sunt mai organizate, sunt mai repede, pot să spun. Adică, azi facem, trebuie să facem. Duc până la capăt, da, ce da, își pornesc. Da, duc așa. Până la capăt. Trebuie fetele să nu stea în umbră, absolut să nu stea în umbră și să se implice cu pași mici, mici de tot, dar să înceapă să iasă în vizor, să demonstreze că ele au posibilitatea, ele au puterea, ele au capacitatea. Noi avem abilități, noi dorim posibilități. Eu... Și posibilități acum sunt mai multe decât erau. Foarte multe. Ceva timp în urmă, nu? Foarte, foarte multe. Și exemple avem. Da, corect. De exemplu, cel al dumneavoastră pe care îl putem urma acum, da. Și este foarte bine acest lucru. O serie de întrebări blitz. Care e fraza sau cuvintele care le auziți dumneavoastră de la oameni cel mai des, ca femeie, și care vă irită cel mai tare? O frază care o auziți, care vă deranjează, vă irită, vă supără cel mai tare? Frazele când aud bărbații îi spun că femeile și trebuie să rădă acasă și să facă mâncare. Ia ca asta. Pe mine da. Tot asta mă irită. Ce n-ați acceptat și n-ați tolerat în niciun caz la un bărbat? Da, în niciun caz, categoric, n-ați accepta? Infidelitatea. Ce ați face cu 1.000.000 de euro? Aș investi în persoane cu dizabilități. Din localitatea dumneavoastră? Nu, de oriunde. Adică în învățământ, în dezvoltare personală. Ce este fericirea după Elena Cernei? Fericirea pentru mine este dedicarea mea pentru viața altor oameni. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Elena, pentru acest dialog atât de sincer și de deschis și util, zic eu. Și eu, de asemenea, vă mulțumesc pentru invitație și aș spune că nu întreba ce face soarta pentru tine, întreabă-te ce faci tu pentru ea.
Seria de interviuri Ia totul de la viață este realizată ca urmare a laboratorului multimedia Inovație pentru Incluziune, organizat în cadrul proiectului Promovarea coeziunii sociale în Moldova prin încurajarea incluziunii și diminuarea discriminării, desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul programului Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale, faza a doua, implementat din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, SDC.